Vineri 3 septembrie, polițiștii mehedințeni au desfășurat o acțiune în sistem integrat cu efecte mărite pe principalele artere din județ. Obiectivul activității a vizat prevenirea și combaterea încălcării normelor de circulație pe drumurile publice, în vederea diminuării riscului de producere a accidentelor rutiere. La acțiune au participat 52 de polițiști de la rutieră cu 26 de autospeciale dotate cu echipamente video de supraveghere a traficului rutier și măsurare a vitezei de deplasare. Echipele de control au fost prezente atât pe sectoarele de drum cu risc rutier ridicat, cât și pe arterele rutiere cu un trafic substanțial generat de tranzitul autovehiculelor. Operația județului Mehedinți se desfășoară o acțiune în sistem integrat pentru impunerea legislației rutiere și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente. În această acțiune participă lucrătorii de poliție rutieră din cadrul IPJ Mehedinți, fiind sprijiniți de către lucrători de poliție rutieră din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Gorj, Dolj și Caransebeș. Astfel, 98 de sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea limitelor legale de viteză. 8 conducători auto au fost sancționați pentru nerespectarea prevederilor privind manevrele de depășire și 8 abateri au fost constatate în rândul bicicliștilor. Au fost reținute în vederea suspendării 33 de permise de conducere și au fost retrase 12 certificate de înmatriculare.